revine Sebi, Alex Inzlai se pare că este în frunte, dar se pare, luptă acerbă, valuri, se fac valuri, luptă între Ovidiu și Alex Inzlai, Sebi Jordan nu se lasă, Stefanul o mică... Priviți pe acești domni! Sunt îmbrăcați la patru ace în costume de 1000 de euro și pantofi lăcuiți. Să nu credeți că se pregătesc pentru o întâlnire de afaceri sau o sesiune de brainstorming. Din contră, vor să uite de criză măcar pentru o oră, așa că și-au abandonat laptopurile și telefoanele mobile pe malul Begăi. Sebastian Ciurdar, deși face parte din a doua semifinală, este nerăbdător, ar vrea să vâzlească și pe uscat. Am puțin că nu vreau să mă bag în ea. Dacă în afaceri nu au nevoie de sfaturi, în sport, businessmenii au fost instruiți mai ceva ca în armată. Nu de alta, dar riscau să facă baie fără voia lor. Oamenii de afaceri au aplicat tactica de succes din business la caia canoe și le-a ieșit profitul, care în sport este echivalent cu medaliile de aur. Echipamentul i-a cam încurcat, e drept. Dacă unii abia au reușit să-și mențină echilibrul în barcă, alții au fost nevoiți să se deschie la sacou pentru a putea vâsli. Am scos un pic din pantaloni, ce să fac, trebuie să mă mișc bine. Da, e interesant, eu cred că a doua oară când mă dau cu caiacul în viața mea. Da, sperăm să iasă o chestie mișto. E mai larg, e mai vechi costumul, e al tatălui meu care e un pic mai mare și i-a zis că le iau să am mobilitate. Interesant, pentru prima dată interesant este ca în business. Ai un echilibru precar, ți-ai propus să faci ceva, totul depinde numai acțiunile tale, dacă reușești să ajungi, dacă reușești să câștigi sau dacă te răstorni. Canoiștii în costum au fost încurajați de pe mal de celebrul Ivan Pațaichin. Ne-a așteptat de bine, aveam emoții, speram să fie și un incident, eventual o răsturnare, dar nu s-a întâmplat și mă bucur. Asta înseamnă că concurenții au fost talentați, așa cum au demonstrat-o în business, au demonstrat-o și aici în sport. Da, cred, dar faptul că s-au descurcat, asta înseamnă că sunt antreprenori buni. Experiența a fost unică, însă oamenii de afaceri nu au rezistat pe val mai mult de 15 minute. Să fi fost de vină cravatele și costumele prea strâmte?